O ferie de luminițe colorate îmbracă orașul Năvodar și asta pentru că primăria s-a pregătit din timp ce a alocat fonduri pentru a transforma orașul de la Malul Mării într-unul de poveste pentru sărbătorile de anul acesta. Parcul din centrul orașului Năvodar a fost decorat în culorile specifice Crăciunului, adică roșu, verde, alb și albastru. În parcul central, din fața casei de cultură Pontus Euxinus, peste tot unde privești cu ochii, decorațiunile și ornamentele parcă anunță sosirea Crăciunului, chiar dacă mai sunt câteva săptămâni bune până la sărbătoarea preferată a copiilor. Tot preferaților sunt și pomișorii frumos împodobiți de aici. Cum vi se par decorațiunile din oraș? Frumoase. Ce de mici? Ești încântată? Foarte. Vi se par mai frumoase decât în anii trecuți? Da, mult mai încărcate. Foarte frumos, îmi place. Mai frumos ca în alți ani și îmi place orașul ăsta, că e curat, e îngrijit. Și cei mai mari au parte de o priveliște veselă, inclusiv șoferii. Pe principalele artere rutiere din oraș tronează decorațiunile luminoase recent amenajate cu grijă de angajații primăriei Năvodari. Decorațiuni specifice sezonului de iarnă sunt așezate frumos și la intrarea în Năvodari, dar și în principalele puncte de atracție, iar arborii colorați pentru care este cunoscut orașul completează tabloul de iarnă de aici. Așadar, nu vă rămâne decât să vă pregătiți CD-ul cu colindele preferate și să porniți într-o plimbare la ceas de seară prin oraș.